Bună seara, suntem în direct pe wowbiz.ro și suntem la ștafeta mixtă cu Alex și Cornelia, emisiunea noastră care se difuzează în fiecare zi de joi. Mă simt foarte bine pentru că, deși am fost plecat așa un pic în țările calde, unde ai fost? În Dubai, am venit așa cu energie pozitivă și sunt din nou alături de colegul meu, de Alex, cel cu care vorbesc foarte des la telefon, dar acum în perioada asta nu s-a prea putut. Vorbim despre exatlon. De ce nu s-a prea putut, Cornelia? Uite, se mai întâmplă să mai cadă și câte o mascotă așa peste. Nu s-a putut pentru că în Dubai viața este foarte scumpă, telefonia este foarte scumpă și nu ți-am trimis decât câteva mesaje din câte ai observat. Dar nu contează, important e că am venit cu forțe proaspete așa, acolo m-am simțit foarte bine, am stat la în cel mai înalt hotel din lume. Cel mai înalt hotel din lume? Da, am stat la doar la etajul 46. Te-am văzut acolo dimineața, savurai cafeaua la etajul 46. Da, și să știi că n-am rău de înălțime și îmi place foarte mult așa, de altfel mie îmi place să fiu la înălțime, nu este și emisiunea noastră de fiecare dată. Întotdeauna la înălțime. Să o salutăm și pe invitata noastră de astăzi, Ana Maria Stamen, care este o fată foarte frumoasă și îi mulțumim foarte mult că este alături de noi și nu numai alături de noi, și cei de colegii noștri de știrile Canal D.ro sunt în direct. Este o premieră și pentru noi să facem acest live atât pe wowbiz.ro cât și pe știrile Canal D.ro. Am intrat pe mai multe fire, ne-am da. Lărgit caracadița, cum se spune. Bineînțeles, așa, Cornelia. Și pentru iubitorii Exatlon, pentru că și fanii Exatlon România sunt alături de noi și cei de la facem Canal D.ro. Pentru urmăritorii noștri. Bună seara, Ana Maria! Bună seara! Ce faci? De ce ai venit atât de repede în România? Ai fost o concurentă foarte bună în competiție de la război. Cu regret, cu regret. Am avut un ghinion, se pare, și de asta sunt aici. Ai avut acel ghinion odată, ghinionul că ai pierdut acea probă cu colega ta, Nicoleta. Da, Mihaela Popescu. Cred că până la finalul sezonului o să dau foarte mulți miei pentru că am mai botezat și pe alții, dar așa se mai întâmplă în direct. Îmi spunea înainte de emisiune că îi pare foarte rău că s-a întors acasă, vrea cu nerăbdare, vrea să meargă înapoi în Republica Dominicană. Deci, să înțeleg că ți-e dor de competiție, vrei da, să te întorci înapoi. De competiție, de acele emoții, de colegii mei, de absolut tot de acolo. Adică au fost momente frumoase și pe care nu le voi uita niciodată. Hai, păi nu te-a motivat lucrul ăsta când erai acolo? Nu te-a motivat puțin? Băi, o să ajung acasă și o să-mi pară rău că m-am întors acasă. Mă duc la ștafeta mixtă la Alex și Cornelia și o să-mi pară rău, o să le zic că-mi pare rău. Ce zic fanii tăi, Alex? Le pare rău sau nu? Ai dat share pe Facebook? O să dau imediat share pe Facebook. O să dai share pe Facebook când am să spun că deocamdată este un scaun liber lângă mine. Și este acest personaj, mascota noastră, este alături de noi deocamdată, lipsește Ciprian Sila și care este de regulă punctual, dar nu știu ce s-a întâmplat cu el astăzi și nu a ajuns la timp, dar îl iertăm pentru că este un prieten al emisiunii noastre și niciodată nu ne-a făcut lucrul ăsta să întârzie, dar se mai întâmplă, asta e traficul din București. Tocmai așa am dat și share pe Facebook, așa. La mine pe pagină. Nu știu încă ce părere au fanii mei sau urmăritorii mei, dacă se bucură pentru că Ana a venit acasă sau nu. Eu ce pot să spun? Mă bucur pentru că avem alături de noi o fată foarte frumoasă în această seară, dar în același timp îmi pare rău pentru că a plecat din echipa războinicilor, echipa cu care eu empatizez cel mai bine. Așa este, a fost o săptămână ciudată, așa spuneam, sau dacă vrei echilibrată în sfârșit. Două probe câștigate de faimoșii mei și două probe foarte importante câștigate de războinici de data aceasta. Poate că dacă ar fi rămas în competiție și Ana Maria ar fi avut, s-ar fi bucurat de victoria războinicilor de marți, când, uite, au trimis un faimos destul de bun acasă pe Călin. M-am bucurat de acasă. Te-ai bucurat de acasă? Mai te uiți la Exatlon? Normal, cum să nu? Susțin în continuare colegii. Îți pare rău că până acum n-ai ajuns la vilă? Hai să fiu sinceră puțin. Să fiu, da, adică am văzut vila doar de acasă. Doar din poze. Dar crezi că în următorul joc, acum, după jocurile astea foarte bune pe care le-au avut războinicii, vor reveni și vor câștiga și vila? Sper. Nu, fii sinceră. Da sau nu? Eu zic că da, pentru Nu cu speranță, nu spune cu speranță.
Păi... Firea, spune-ne cu o doză de realism. Cam care ar fi șansele să câștige ei jocul de vilă? 50%. 50%? Da. Pe ce te bazezi când spui asta? Pentru că au câștigat aceste două jocuri și moralul lor este undeva mai sus. Și mă gândesc că o să-i ajute chestia asta. Și sper să facă față și pentru acel joc, pentru vilă, și să câștige. Crezi că dacă ar câștiga vila, s-ar schimba puțin câteva din datele problemei? S-ar schimba niște lucruri pe acolo? Nu știu. Ar prinde mai multe forțe? Păi, firesc. În primul rând, odihna, mâncarea, sunt importante și esențiale și s-au văzut, adică ce puțin la mine s-au văzut chestiile astea pe parcurs. Că nu prea mă odihneam bine și... Și randamentul în competiție era mai scăzut. Vreau să le răspund puțin oamenilor de acasă care poate vin în emisiunea noastră puțin mai târziu și poate nu știu care sunt regulile și cel puțin domnului Victor Porum vreau să-i răspund că nu sunt producătoarea Exatlon, sunt doar o prezentatoare alături de Alex Nedelcu acestei emisiuni și da, țin cu echipa faimoșilor pentru că noi aici în emisiune suntem fiecare de tabără. Alex pentru că a fost un războinic foarte bun în primul sezon și este normal, empatizează cu războinicii, iar tabăra mea este tabăra faimoșilor. În seara aceasta sunt oarecum în minoritate pentru că voi sunteți doi... foști războinici, o să mai vină încă un fost războinic, dar o să mă descurc. Deci asta vreau să le răspund oamenilor, că nu adică nu ținem cu o echipă sau alta, pur și simplu, astea sunt și rolurile noastre în emisiune și eu am mai spus, am foarte mulți prieteni în echipa faimoșilor, îi cunosc din anumite împrejurări și mi se pare normal să țin cu ei. Ai jucat fotbal cu Costin... Măi, nu am jucat fotbal cu Costin Gheorghe, dar pe Costin Gheorghe, așa cum spuneam, îi știu toată familia. Deci Ana... ai cântat cu Elena Gheorghe. Elena a cântat la foarte multe petreceri la care eu am fost. Suntem prietene foarte bune, cum sunt prietene și cu Ana, cealaltă sora lui Costin. Ana a fost o ziaristă foarte bună și noi am lucrat foarte mult timp împreună la o celebră publicație mondenă în urmă cu câțiva ani. Pe Costin îl cunosc tot așa, pentru că întreagă, dacă am spus că o cunosc și pe mama Gheorghe, îl cunosc și pe preotul Gheorghe, așa că e o întreagă nebunie aici. Și într-adevăr, favoritul meu la Exatlon în acest sezon este, așa cum spuneam, Costin Gheorghe. Am declarat, de data asta sper să porți și această cămașă roșie la sfârșitul emisiei noastre în finală, pentru că așa am zis, da? Păi că dacă eu o să câștig astăzi... finala, o să te îmbraci în roșu, astăzi dacă tu o să câștigi nimerit. Un albastru. Astăzi doar s-a nimerit, am fost plecat toată ziua de acasă și n-am ajuns să mă mai schimb și am venit așa la emisiune. Da, revin puțin la... Mie îmi place culoarea, nu-i așa că-i să bine și în culoarea roșie? Da, bine, ea nu știe cum stă în albastru. Am văzut în sezonul întâi. Merge așa albastru. Da. Vreau să întreb, zi-mi cum simți emoțiile de acasă, cum vezi jocurile de acasă, oricum n-ai apucat să vezi foarte multe de acasă din fața televizorului, dar totuși, Doamne. Dintr-o dată nu mai ești acolo. Da, nu știu ce se mai întâmplă, stau cu inima la gură, nu știu cine mai câștigă, e foarte iurea, e foarte ciudat să vezi totul de acasă, când acum o săptămână erai acolo. Da. Uite, oamenii spun, Emilia Dobrotă spune, Ana, nu meritai să pleci acasă, au rămas altele mai slabe ca tine în competiție. Ești de acord cu acest lucru? Adică tu consideri că fetele din competiție sunt mai slabe decât tine? Sau au fost mai slabe decât tine? Nu am văzut pe nimeni mai slab, pur și simplu fiecare după ziua pe care a avut-o sau săptămâna. Adică mie mi-a mers prost o săptămână în continuu. Cred că am adus doar 2 puncte în ultima săptămână, dacă nu așa. Deci se poate. Am observat că de aici poți ajunge și invers. Așa că... E foarte rău că ai pierdut exact când nimeni nu se aștepta, pentru că eu am văzut că Gianni Chiriță se baza foarte mult pe tine. Tu te-ai înțeles cu Gianni în competiție? Chiar m-am înțeles cu Gianni și m-am bucurat că îl avem ca și antrenor. Inițial credeam că o să fie Vladimir Drăghia, dar ne-au făcut o surpriză. Chiar m-am înțeles. Doar că de frica de a nu dezamăgi, pur și simplu nu mă mai concentram.
așa. Să nu-l dezamăgești pe Gianni? Da. Ți era atât de teamă să nu-l dezamăgești pe Gianni? De la start mergeam, nu, eu trebuie să aduc punctul, nu trebuie să dezamăgesc pe nimeni. Și efectiv, nu mai duceam punctul din cauza asta. Pusesem foarte multă presiune pe mine și simțeam multă presiune. Și nu i-ai spus și lui asta? De ce nu i-ai spus? Nu am spus nimănui nimic, adică oricum n-am, nu știam ce se întâmplă cu mine personal și nici alții n-au venit să-mi zică, băi, uite ce se vede din exterior. Nimeni nu mi-a zis nimic și înseamnă că nu se vede nimic din exterior dacă nimeni n-a venit să-mi zică ceva. Păi, n-au vrut, nu știu. Nu știu, parcă a fost un pic mai dezbinată echipa războinicilor, cel puțin la începutul ăsta de sezon. Nu putem să spunem despre asta, dar ne poate răspunde. Dar cine este aici lângă mine? A, bine, a venit. Paciu, puciu, paciu. Stai așa, salut. Te salut, Ciprian. Stai așa. Bună seara, bună seara, Doamne ajută. Ana, îmi pare bine. Ciprian, care Ana ești? Ana din Zid sau Ana din Exatlon? Din Exatlon. Că în fiecare Exatlon există o Ana. Aici, în Exatlonul ăsta, ediția a treia, sunt trei. Au fost vărsate. Au fost mai multe. Ana și mai cum? Ana Maria Stamen. De ce, măi, Ciprian, nu te-ai uitat la sezonul 3 din Exatlon? Ba da, am zis să facem cum ar veni prezentarea oficială. Așa, Ana Maria Stamen, Ciprian Silași. Încântat. Tocmai ce s-a spus că este singur. Am văzut o emisiune la Teo și te-am văzut că ești singur de Valentine's Day. Păi sunt singur că și sunt în trafic, dar eu am acasă, Maria, aoleu, eu am acasă de 10 ani contractul. Da, sunt singur pe drum, dar eu sunt sub contract. Da, am înțeles. Ca salut, Alex, tu ce mai faci? Cum ești? Deci tu așa numești o relație, sub contract. Păi sunt, da, sub contract. Cornelia, cum ești? Eu foarte bine, fanii tăi de pe Facebook ce spun? Nu știu, dar oricum le mulțumesc că ne urmăresc și că ne dau like. Sigur, și follow și așa. Sigur, ne urmăresc, eu nu-i văd pe fanii tăi aici. Păi de acum încolo, stai așa, oamenii mei sară în link, vă rugăm frumos. Ai dat share? La emisiune nu ai dat, te rog frumos să dai share ca să vină și fanii tăi alături de noi. Intră pe Facebook la wowbiz.ro și la timplegalande.ro pentru că... Exact, dacă nu intrați la mine pe pagine și sigur acolo găsiți despre wowbiz.ro dacă nu găsiți wowbiz-ul și totul este ok. Ce mai faci, Ana? Foarte bine. Cum a fost în Dominicană? A fost experiența minunată pe care nu o voi uita. Pe naiba. A fost greu, spun eu, nu a fost nimic frumos. Ba, a fost foarte frumos. Pe lângă da, mă, că-i pare rău, vrea înapoi. Asta prea puțin. Păi asta prea puțin. Păi nu te organiza mai bine. Trebuie să te organizezi și tu. Eu, de exemplu, în prima perioadă m-am fofilat acolo. Am zis că sunt în vacanță, Mr. Holiday mi se spunea. M-am oferit de a mă amenaja. Dar norocul meu este că n-am plecat chiar primul. Dar norocul meu a fost că am plecat la un moment dat. Deci... Nici eu n-am plecat prima. Ia uzi mă, Cornelie, el s-a amenajat tată. Da. Și la sfârșit, când a plecat, toată lumea a plâns după el. Da. Alexandre, ia uite-mă. Plâns. Ia uite-mă. Alexandre, eu vreau să spun așa că la All Star, dacă ajută Dumnezeu și vom fi acolo pe pomelnicul ăla și vom merge, mă înțelegi? Am altă experiență, altcumva punem lucrurile pe... Deci acum vrei să abordezi altfel obstacolele exatlonului. Nu să mai mergi în vacanță. Sincer, eu așa mi-am dorit să merg în vacanță, dar încolo n-a fost o vacanță, a fost chiar... Tu și ai luptat, n-ai avut un control. Da, deci una dintre marile mele probleme că trebuie să mă lupt acolo cu toată lumea, să țin piept frâu dușmanului în roșu. Da, tu ce cauți aici că te erai cu aia roșu? Păi eu am așa. Ce e roșu, uite, mai am o urmă de roșu, așa mai mi-a rămas. S-a cam decolorat de la soare. Nu s-a decolorat, e în creștere. E în creștere. Ce spui de faimoșii mei? Sunt buni în sezonul ăsta? Nu. Da, față de războinici. Nu știu de ce, dar războinicii noștri din acest sezon nu sunt foarte mobilizați. Nu știu ce au. Nu s-au închegat sau ceva acolo nu există. Stai-mă puțin. În ultimele jocuri... Noroc cu frate-to. Frate-to, să știi că un pic individualist așa și ceea ce nu-i nu bine. Nu te înțeleg. Știu că nu mă înțelegi, cum dar... Cum definești tu lucrul ăsta individualist? Păi el s-a dus acolo la început și știu că e fratele tău. Și a zis că știe cum să mănâncă... Exatlonul. Așa. Dar acum am observat că s-a mai omogenit... Nu? S-au mai omogenizat, s-au mai închegat, s-au mai... Deci acum nu mai e individualist, vrei să spui. Nu mai e chiar așa. Nu mai e individualist? Are. La început. Are ceva din, cum mă înțelegi, din tine. Păi stai-mă puțin, cum poți să fii la început? E primul contact cu oameni noi. Prima chestie, abia după o săptămână, două, trei, să faci sinergia între ei și devin o echipă. Da, păi acum, după o lună de zile, sunt mai uniți.
zici și tu ceva, Ana. Așa e, hai să-i salutăm pe oamenii de acasă, da? Pentru că știi că... Au intrat și oamenii? Păi bineînțeles, nu, ai tăi n-au intrat, așa, dacă n-ai dat share, ai tăi nu sunt. Uite, să-l salutăm pe Sorin Hârșovescu, cred că e. Salutare, Sorin! Așa. Pe salut. Cami, Giulia, pe Seba, pe Maria Hârșovescu. Sunt oameni care se uită foarte des la emisiunea noastră și trebuie să-i salutăm și pe Daniela Mihalache și pe Bogdan Marian, pe toată lumea, pentru că sunt oameni care se uită la noi și din România și din străinătate și este normal. Și, chiar dacă nu pun întrebări, ei au tot felul de mesaje. Sunt activi și sunt aici. Da, mulțumesc. Încă ceva, vreau să vă felicit că... Stai, lasă-i, că oricum sunt acolo. Vreau să vă felicit pentru ceea ce ați realizat. Aveți un studio frumos cu tot ce trebuie. Păi este asta contează, Ciprian. Da. Trebuie să se vadă că lucrurile evoluează, la fel ca și la Exatlon. Te mai duci? Deci putea? Da. Dar să întrebăm ce a făcut înainte să plece la Exatlon. Da, ce a făcut înainte să plece? Să plece în Republica Dominicană? În afară faptul că ne-ai urmărit pe primul sezon și al doilea sezon. Ce am făcut? Adică... Tu mi-ai povestit mie înainte și de aceea vreau să le spui și oamenilor de acasă. Păi, m-am întâlnit. Ai cunoscut fetele înainte de colegele tale? La asta te referi. Da, normal. Păi am avut ocazia să îi cunosc pe Gabi, pe Irina, pe Alex Toica și pe Ana Cazana și pe Nicoleta, deci o parte... Deci vă știați înainte? Da, de la analize, de aici, de la... Cu cât timp înainte v-ați cunoscut? Păi stai, mă, că ei vorbesc de... Astea sunt detalii de câteva zile, nu? Ce ai, că noi ne-am cunoscut așa cu 3 zile înainte, deci de asta povestești tu? Păi da, dar s-au cunoscut, ele au plecat cu un alt avion, nu? Uite, vreau să vă povestească tot oamenii. Eu, Irina, Gabi și Alex Toica am plecat în formula de 4 și celălalt 6 cu un alt avion. Și am avut ocazia să ne cunoaștem, să vorbim. Cât de mult v-ați cunoscut? 2 zile pe drum s-au cunoscut. E suficient. Păi e suficient. Dacă ați avut o noapte împreună... Ce părere ai despre Gabi? Descrie-mi-l în câteva cuvinte. Gabi e un... Uite, dar bravo, ce vreau să zic acum? Nu, Gabi e un coechipier, nu știu. Nu, ca bărbat, zic. Gabriel este un băiat pe... E de treabă, e amuzant, uneori mai enervat și tot el venea acolo să-și ceară scuze și eram, lasă-mă. Cum te-ai enervat, Gabi? Păi mă, tachina și nu este un plăcere. Gata, am înțeles. Înseamnă că te-a plăcut și te place. Nu. Nu ești genul lui? Păi tu trebuie să, da, trebuie dacă să ne dezvălui, să ne spui. Dar Gabi e un normal, noi trebuie să aflăm tot aici. Păi da, nu știu, întrebați-l pe el. Stai, păi de ce îmi plăcut cel mai mult? Păi n-am avut, păi nu m-am dus acolo ca să... Bine venit la interogare. Da, trebuie să vorbești mai tare, așa, să te audă lumea dacă nu, este... N-am mers acolo ca să-mi placă de cineva, adică... Dar s-a întâmplat să-ți placă de... Nu, de nu. Nu? Păi n-a avut timp. N-ai avut timp. Ai țipit, ce ai făcut? Ai țipit, Ana? Băi, drăguțin echipa războinicilor, da? Hai să-i luăm pe toți. Hai. De Gabi ai spus că ți s-a părut un pic mai enervant la început, nu? Da. Așa. Fițos din cauza asta, ți-am zis? Da. Nu se poate, l-ați perceput voi greșit. Așa, dar nu chiar așa. Bun, să trecem peste Gabi, da, pentru că este Alex aici, de față, da. Nu-i așa? Alex Toica. Un băiat fletist și el, adică... A fost așa, e calm, calculat, liniștit la locul lui. Nimic interesant, nu? Merita să rămână el sau celălalt în competiție? Pentru că au fost foarte multe discuții pe baza acelei eliminări. O să discutăm și despre asta. Dar hai mai să vorbim despre fizicul. De ce îți plăcea de Alex? Dar nu plăcea de nimeni. Niciunul. Ai pe cineva? Nici jandarmeria română. Băi, atunci... Despre ce povestim? Nu. Stai. Gianni, Chiriță. E pe partea cealaltă. Îți plac fetele? Nu-mi plac fetele, dar pur și simplu nu m-a atras nimeni personal. Am fost da, tu te-ai dus acolo ca să... Acolo adrenalina și toate chestiile concursului te distrag de la... Păi da. N-ai cum. Da, mă, Ciprian, nu se poate. Da. Și ia spune-ne tu, mă, Ciprian. Da. Mie mi-a plăcut de Iulian, din sezonul nostru. Așa? Și de aia ne avem și foarte bine și ne înțelegem... Stai, mă, zi-ne de fete. Fiecare fată are ceva și alta nu are altceva, știi? Deci, ce avea, adică Simia din, și n-avea Ana Maria? Din două poți să faci una?
Mamă, dar de ce dezgropăm toți morții? Păi nu știu, că deci se poate. Se poate, da. Și șase luni. Da. Și șase luni, e parasat de șase luni. Păi Ana Orboș avea, pe lângă faptul că avea un aspect al o aliură și un corp altfel, Ana Orboș avea, Simia nu avea corp. Simia avea altceva. Ce avea? Nebunie. A. Multă nebunie avea. Mă, Simia era foarte bună pe traseu, sau cel puțin așa am văzut-o noi în perioada aia, dar n-a compensat. Și tu cu ce empatizezi? Cu nebunia sau cu... Păi în cazul acela am fost pe partea cu Ana și cu Betty și cu Coco și cu... Și a răspuns la întrebare. Și am răspuns ce înainte. Da. Ai ce? Ai zis. Nu îmi place nebunia. Nu. Îmi place, dar nebunia mea, știi, să-mi suport pe alții. Uite, să știi că de fiecare dată când vii la noi în emisiune, da, toată lumea te pune să cânti. Dascălul Elena... Păi, și la nou tot aia mă pune. Da. Și ce să ne cânt? Ciprian, hai încântă-ne cu o strofă muzicală pentru Elena. Nu știu, uite ceva care are legătură de Valentine's Day sau ceva cu noi fetele de aici. Am iubit-o ardeleancă, o moldoveancă și o prahoveancă și în urma tuturor. Uite și pe putea. A venit și a venit și susținătorul numărul 1. Și susținătorul numărul 1. Hai putea. Hai cânt. Hai, și în ciuda tuturor am să le cânt până mor, chiar de mă certa cu cineva. Lumea să mă lase în pace, eu iubesc pe cine-mi place, că asta e viața mea de mahala. Foarte bine. Bravo. Foarte bine. Bravo. O să ne mai cânt. Mai cânt, că nu... E greu cu textul. E greu cu textul? Da, e greu. Că nu, așa mă pui pe cu Elena. Ce Elena? Ori îl punem să comentizeze. Atunci îmi vine mie, deci mie vine... Sunt oameni care își cer lucrurile astea. Uite, hola! Uite, lasă-te mai jos! Lasă-te mai jos! Asta e cea mai mare. Hai, stai acolo! Hai! Na, că-i strigat tu cadrul. Ce facem? Ce facem? Eu sunt îmbrăcat, pa! Ce fac, mă? A plecat, putea să vină. Ne despărțim și tare, aș vrea să nu fi supărat. Așa, cred că o să vă întoarce, nu-i așa? Nu știu, dar sper să nu. De ce? Că mă eclipsează. Te eclipsează, așa, da. o emisiune și fără el, nu-i așa? O, da, în sfârșit o emisiune fără el sau fără mine. Constantina Florescu, îți mulțumim foarte mult pentru urări. La fel și Juliei, îi mulțumim, care spune că Ana este foarte frumoasă. Îmi doresc pentru data viitoare să ai un prunter aici, că suntem mai chinui în telefon. Da, nu se... Cu Gabi? Da, se potrivea cu Gabi. Uite, Corina necele spune lucrul acesta. Numai că este un mesaj, nu știu dacă îți va plăcea sau dacă ești de acord cu el, Ionela Vlad spune că Gabi este una femeie. De unde știi? Nu-l văd la femeia. Nici eu, mi s-a părut un băiat la locul lui. Cine spune asta? Ionela Vlad. Este părerea doamnei domnișoare și mi se pare normal. Da, bine. Prin definiție, un bărbat afemeiat face niște gesturi sau nu știu, spune anumite lucruri femeilor. Eu nu l-am văzut pe Gabi. Eu zic că a prins mai mult la public, Gabriel Nedel, cum este pe Instagram, a prins mai mult la public și de aia este luat ca și țintă. Cum era la noi în al doilea sezon, Iulian, ca fiind țapul tuturor ispitelor. Îl vezi făcând o nebunie ca lui Iulian în competiție? Eu? Pe mine mă întreb? Da, tu ești fratele lui și știi dacă ar putea să facă o nebunie, să o găsească o Ana, apropo de... Într-o altă Ana, că noi mergem pe Ana. Depinde, eu i-am zis să analizeze oportunitățile care vin în exatlon și să, dacă el consideră că trebuie să profite, bine, dacă nu, nu. Tot ce am discutat cu el și ce i-am sugerat, eu la sfârșit am tras linie și i-am spus, dacă tu consideri că e da, e da, dacă tu consideri că e nu, e nu. Am înțeles de ce ați vorbit și pe partea asta. Despre absolut orice. Ție de cine ți-a plăcut în competiție? Tita la mine. Mie mi-a plăcut de toate fetele pe care le-am avut în echipă. Bine, de toate fetele. Sau din alte țări. Deci, ce mai și vorbim? Din alte țări. Păi, na. Iar apropo, ție reprezentanții Ungariei ți-au părut interesanți? Da, am auzit, zicea Iulian că era un groaică foarte frumos, acum nu știu. E adevărat? Da. Stai, cum o cheamă? Da. Da. Da, este. Se duce puita din România, intră peste aia acolo. Puita greacă așa. Puita și-a greșit, cred că sezonul. Ar fi vrut în sezonul 3 să intre, că Ungaria e mai aproape. Mexico e un po' lontano. Da, trebuie să mergi cam multe ori. Ca așa, cu Ungaria, cum avea, cu vizele, cu astea, era
frăție, făceam unirea României cu Ungaria. Dar la Ungaria două ore. Păi asta zic, dacă era acum sezonul ăsta, putea să știi că făceam tratat de pace între România și un ungar. Uite, da, era... Era omul potrivit la locul... Crezi că i-ar fi plăcut Timea? Timea? Timea o cheamă, Timea, da. Timea, da. Dar cred că va veni el în emisiune și ne va spune, sigur, pentru dacă că... Dacă i-a plăcut de Timea? Da, nu. Da, păi cum? Pentru dacă... că e la Fan Arena acum și comentează, trebuie să rămână conectat cu... Eu zic că nu renunță. Dar trebuie că văd și la Timea tot Ana, ca să fie simplu, că nu. Să nu ai o problemă. E cel mai ușor nume. E cel mai ușor, Ana. O denumim Ana, ce mai faci? Porun Victor spune că frații Nedelcu sunt cei mai buni din competiție. Din competiția Exatlon, în general. Iar dascălul Elena îți mulțumește pentru faptul că ai cântat... Da, eu îmi cer scuze, dascălul Elena, că nu ți-am cântat mai frumos, dar nu-mi vine acum... Dar el mai știe și alte cântece, dar astea mai particular. Până la sfârșitul emisiunii poate mai spui ceva, da. Poate ne mai cânti ceva. Păi găsim, numai că nu-i momentul. Cum să nu fie momentul? Totdeauna am cântat aici în emisiune de mai multe ori. Da, și aici oricum eu mă simt foarte bine la voi în emisiune și ați făcut un cadru atât de frumos să vă ridic în slăbi. Așa, și vă felicit pentru ceea ce ați realizat. Și tu știi foarte bine și să n-ai fost prezent aici, dar eu când te-am prezentat ca un prieten al emisiunii noastre, să știi. Păi, și de fiecare chiar dată te așteptam. Doar nu era dușman. Păi normal că-i prieten. Și pe albastru. Un apropiat al emisiunii. Dar el chiar este un apropiat al nostru. Când aveți nevoie de șters praful, vin și vă rugeți să șters praful. Și noi suntem un apropiați așa și ne ducem la competițiile pe care și vă mai aștept că avem un plan. Unde să facem. Unde mai organizezi? Păi acum pe 23 facem la Roman. Organizăm la Roman să ne jucăm copii și așteptăm să vină un pic... căldura, să zic așa, să vină primăvara și să ieșim afară. Încerc să fac niște trasee pentru exterior, să fac niște elemente care să fie ca în Dominicană și să ne confruntăm cu ce era acolo, ca să omul să aibă impactul ăla, pe lângă faptul că vom fi noi doi și alți invitați, dacă vrea și Ana, să vadă omul elementul care noi îl parcurgeam și pe traseu și acum piscina o să fie greu să crezi eu. Că nu sunt fonduri așa multe, dar din toată sărăcia încerc să fac niște elemente ca să... Organizez un eveniment mai mare la vară pentru copii. Dar putem să facem asta. Oricine este interesat să-l ajute pe Ciprian... Nici chiar așa că nu face închetă ca alți foști colegi. Dar nu vorbim despre asta. Cu materiale sau cu... Da, într-adevăr, ne trebuie anumite materiale, ne trebuie bureți pentru copilași și aceea că tot ce crezi, până la urmă, trebuie să fie foarte safe, că vrei să faci bine, nu vrei să faci rău și atunci trebuie să le faci în așa fel să fie foarte safe. Normal, trebuie să creezi o anumită integritate. Dacă doriți să ne donați bureți și bureți, contactați-ne pe wowbiz. Pe wowbiz.ro sau pe știrile canal.ro. În concluzie, știți că... Veniți cu un tir de saltele la wowbiz. Este, toată lumea vrea să explici în detaliu proiectele astea pentru copii. Pe scurt, o să spun eu, Ciprian Sila și organizează evenimente pentru copii, în general caritabile. Micii Războinici este numele evenimentului. Acolo vin foarte mulți copii din toate orașele, pentru că el a organizat în mai multe orașe până acum. Fiecare copil până acum a venit cu o jucărie. Acea jucărie s-a donat unui unor centre de copii. Copiilor care au nevoie, adică sunt copii care sunt fără părinți și nu își permit o jucărie și atunci noi venim în sprijinul lor, dar le jucăm cu acei copii. De fapt, voi ați fost, știți, acolo. Aceste evenimente nu pot fi realizate fără sprijinul colegilor, foștilor mei colegi din primul, 2, 3 sezon, 4, care va mai fi. Și datorită nouă, și cu noi reușim ca să și încercăm să facem alți copii fericiți. Cam și asta este un lucru foarte bun. Da. Ana, tu te vei implica în astfel de proiecte dacă vei fi invitată de oamenii care organizează astfel de desigur, lucruri? Desigur, cu mare drag și cu mare plăcere. Poate pot ajuta și eu. Uite, în Constanța, putem să mergem și cu Constanța să se facă așa ceva. O noapte la Constanța, ce nu o pot uita. O noapte, ești din Constanța? Da. Minunată, ce strânge inima. Revenind un pic la Exatlon, corect. Și pe cine vezi tu în acest moment? Pentru că lucrurile se pot schimba la Exatlon. Așa. Ce-l mai îndreptățit să câștige Exatlon sezonul 3?
Dar cu sinceritate, și din echipa faimoșilor sau poate fi și din echipa păi asta de la Războinici. Îi văd pe Mihai și pe Gabi acolo, undeva în finală. Da, pe ei doi. Și nu vezi un faimos în finală? O fie. Un faimos. Probabil Ion Surdu, că e constant și evoluează pe zi ce trece. Și... și Costin. Și Costin, ai ca să fie și n-ai sentimentul. Dar de ce nu o fată? Da, nu, dar mă gândeam, a fost o fată de atât de puternică... Da, ți-a fost atât de greu? Cu cine ți-a fost atât de greu să concurezi în competiție? Cu cine mi-a fost împotriva greu? Cu... Da, împotriva... A, nimănui, nu aveam frică de nimeni. Am concurat cu toate. Dar cine ți s-a părut mai bun așa? Cred că Mihaela la final, că am vins-o. Așa a fost să fie, a fost o zi mai slabă pentru Ana Maria atunci. Nu știu, chiar nu mi-a fost frică de nimeni de la femeși. Nu avem nicio treabă cu nimeni. Știi deci... de ce? Pentru că au fost problemele acelea și s-a discutat foarte mult de faptul că faimoasele ar fi puțin mai încrezute și le-ar lua de, le-ar trata de sus un pic pe războinice prin prisma rezultatelor. Și normal, având o războinică alături de noi, chiar vrem să întrebăm dacă așa da. Este, dacă așa stau lucrurile, pentru că, de exemplu, Nicoleta Aluncă a tot spus într-un război pe care l-are indirect cu Arsine, că cealaltă o consideră inferioară și o motivează cel puțin în ultimele dispute. Cred că lucrul ăsta o motivează pe ea să fie mai bună. E adevărat? E mai slabă Nicoleta decât Arsine? Păi, din moment ce a reușit să aducă atâtea puncte împotriva ei, eu zic că nu e așa slabă, nu? Da, da, stai puțin. Dacă e să facem un calcul și să comparăm, din punct de vedere al punctelor și al procentajului, Andreea Arsine este mai bună decât Nicoleta. Posibil. O putem spune asta și din prisma, dacă analizăm puțin modul în care să execută la final. Nicoleta are un stil și Andreea are alt stil. E adevărat, dar ultimele jocuri au fost în favoarea Nicoletei. Da, crezi că a ambiționat-o această dispută indirect? Categoric, asta a transmis. Ea asta a transmis. Nu știu, dar după cum știm, Alex, să zic, ține și de noroc. Și, da, și odată cu norocul e și autosugestia care ți se creează și motivația care ți-o dai în momentul când știi că cineva te subapreciază și după aceea încrederea care o câștigi în momentul când câștigi un punct și recâștigi un punct. Și asta e o mie de factori care țin. Asta e efortul interior și orgoliu interior. Exact, sunt o mie de factori care țin la reușita unui acum, om. Acum, din punct de vedere sportiv, l-am analizat foarte bine și pe Nicoleta și pe Andreea. Iar la final îmi inspiră Andreea mult mai multă încredere în aruncări și în modul în care se concentrează strategia ei de aruncări. E mult mai clară, mult mai eficientă decât a Nicoletei. Nicoleta și pe traseu, Nicoleta pare rapidă, mie mi se pare că e foarte rapidă, dar întotdeauna iese în urmă, adică se împiedică la obstacole, n-are o strategie foarte bine pusă la punct, nu e foarte poate nu vede organizată. Destul de limpede jocul și nu e suficient de matură în momentul când e pe traseu și le ia un pic haot, nu știu. Într-adevăr, mie nu știu ce-i în capul omului. Ție cum se pare, Ana? Uite, eu o văd ca pe Nicoleta ca pe un competitor rapid, doar da, că... este rapidă, dar... uneori mai are ghinionul să se împiedice și Andreea Arsine atunci câștigă... Păi stai puțin, a te împiedica ține de ghinion sau... Nu ești atent, nu te concentrezi suficient. Ești căscat. Bun, și acum dacă e să punem în balanță Andreea sau Nicoleta, care e mai bună? Voi ați dat răspunsul. Și ai spus că Andreea. E în funcție de zi. E în funcție și de zi. Și de perioada lunii și tot. Nu-i de numai, foarte multe lucruri. Eu vreau să o pup pe doamna Gheorghe Viorica. Este o foarte bună prietenă de-a mea și o salut și mulțumesc foarte mult cine că a fost alături de noi. Și apropo de lucrurile pe care le-am vorbit, Ciprian, despre copii, uite, Nida Recep spune că Ciprian, îmi pare bine să te revăd. Te aștept cu proiectul tău și la Constanța. Copiii din cadrul centrului școlar la care lucrez, uite, și vom lua legătura după emisiune, abia așteaptă să vă revadă și să intre în competiție. Vă mulțumim și să ne trimiteți un mesaj cum am putea să luăm legătura cu dumneavoastră și toată lumea vrea să ne... Da, și totuși toată lumea vrea să gândi ceva mai vesel. Că da? Iese...
O zi frumoasă. Astăzi, când eram acasă la tata fecior, îmi plăcea o fată și o iubeam cu dor. Avea gura ca frăguța, ochii negrișori. Anuța, mândră frumoasă, dragă la fecior, și avea gura ca frăguța, ochii negrișori. Cornelia, tânără frumoasă, dragă la fecior. Da, ești foarte bun. Mulțumesc acum în spate pentru nu-ți botezuri. Așa e, deci e foarte bun. Sofica Ciobotaru spune că faimoșii din acest sezon sunt mult mai buni decât războinicii. Pentru că așa stă situația și nefericită pentru ce se discută despre faimoasa Andreea, deci bănesc că este o fană a Andrei. Voi sunteți de acord, adică rezultatele de acum dovedesc că într-adevăr faimoșii din acest sezon au fost aleși mai bine și sunt. Nu știu, dar cred că războinicii sunt cam cum era război sezonul trecut, nu-i așa? Da, războinicii au fost aleși în așa fel să nu fie cei mai puternici. Am zis, am fost răutăcios. Asta e un detaliu de moment. Da, sau mai, cel puțin așa se interpretează. O să mai treacă o lună jumate și să intre în play-off și atunci... Sau așa și, cum ziceai la un moment dat, Cornelia, că pe cine vezi câștigător? Eu, unul, vă spun sincer, că am văzut și acum la Argentina, la Mexic, la Mexic da, că cel care a câștigat n-a venit din prima. S-ar putea câștigătorul încă să nu fi ajuns la concurs. Și asta e adevărat. Dar ce părere, tu ești cântăreț, da? Ce părere ai despre Mario Fresh? Ce cu el? Este cam în acea situație cum ai fost anul trecut? Adică nu ți se pare bun? N-are cum să fie. Nu, deci, nu, dar pentru mine e o surpriză plăcută Mario Fresh. Da. Se pare destul de bun pentru un cântăreț extrem de tânăr, care nu a practicat un sport de performanță. El oricum face din ce am înțeles eu sport. Este foarte bun. Face din ce am înțeles sport. Este îndemânatic. Era îndemânatic. Într-adevăr, și-am avut momentul ăla de la exatrum de la început, când eram chiar așa în centrul atenției. Dar totuși făceam puncte acolo și cam făceam jocul bine. În schimb, acum pe Mario nu l-am urmărit îndeaproape, dar din ce am înțeles din surse și așa, au existat clinciuri cu Gianni, cu nu știu cine și îți dai seama că oricine ar fi, poate să fie și Cornelia și... Că tot ar intra în clinciuri cu Gianni. Da, oricum ai intra, nu neapărat cu Gianni, dar conflictul întotdeauna există dacă sunt două echipe care joacă pentru acela scop, o să fie întotdeauna un interes și un client. Oricum, din ce am văzut acum, când a fost ultima eliminare la băieți, el s-a nominalizat. Din ce știu, a vrut să se nominalizeze s-a și... S-a autopropus, dar știi, exact, acum dar nu... s-a simțit, el a simțit că trebuie să facă lucrul da, ăsta, pentru că el nu se vedea cu tot suflet. Da, el nu se vedea la același nivel cu ceilalți. Ei, oarecum lucrurile sunt împărțite cumva. Costin ar fi de partea lui Mario, Ion Surdu ar fi de partea lui Ciprian. Și mi s-a părut corect de faza aceea pe care a zis-o Vladimir, ca ei să se diferențieze prin acel concurs să arunce cu cercurile. Tu ești de acord? Pentru că erau cam de aceeași valoare și depinde, cred că punctele erau împărțite. Sunt metode și metode. Ar fi putut să aibă șansă în ziua aia și să fi mers Mario la duel. Bineînțeles. Ei sunt de valori egale, mie cam așa mi se pare că diferențele sunt destul de buni. Diferențele sunt curios și mai încolo dacă e să ne întâlnim toate sezoanele, să ne întâlnim, să ne duelem, dacă vor fi așa diferențe cu oamenii, din ce am observat ne fac diferențe. Bă, cel mai bun sezon a fost noi, după aceea cel al doilea sezon a fost... Fac diferențe, dar vă spun că în realitate poate diferențele sunt atât de mici încât... Așa. Nu știu dacă se vor simți sau... Se vor simți la un cerc, la o pupică. Și uite, pentru că apropo de lucrurile astea, spun că fetele de la faimoși nu sunt, apropo, nouă poate ni se par foarte bune, dar de exemplu Stella Oprițescu spune că fetele de la faimoși nu sunt mai bune decât Irina. Ea este cea mai bună. Ce părere ai tu? Irina a evoluat, sincer, de când a venit. Adică prima oară când a venit, nu știu, eram Irina, ce faci acolo? Dar a evoluat pe parcurs. Experiența contează. Da, e mult mai calmă la final, gândește. Eu uitam să respir, adică vorbeai în timpul liber cu Irina? Adică ai avut timp pe care îl petreceai cu ea? Ca da, să lege o prietenie?
Da, da, pe Irina o vedeam ca pe doua mamă, normal. Am și legat așa. Da, vorbeam... Ea vă încuraja? Da. Adică mare, spuneai că Gianni nu te pe punea, tine, presiune putea, pe ea. Punea presiune pe tine. Irina lua această presiune de pe umerii tăi? Oarecum. Dar ai ajuns să îi spui ei că într-un fel simți presiune atunci când te duci la stare din cauza lui Gianni? Că la un moment dat Irina a spus că Gianni creează presiune. Da, da, din ce mi-amintesc nu i-am spus nimic Irinei despre chestia asta. Deci nu ai nu am vorbit cu nimeni. Ea s-a interiorizat. Și credeam că o să-mi revin, dar exactul nu ți-a oferit timp. Am crezut că o să-mi revin și să dacă nu zic nimănui, adică s-au prins ele așa că e ceva cu mine, e ceva în regulă cu mine, că și Gabi mi-a zis că ce se întâmplă, că de când a venit Gianni nu mai aduci puncte. Și eu nu știu. Păi de ce n-ai, de ce n-ai intervenit și ai spus, da, uite, eu sunt genul de sportivă sau... Se vede că nu s-a uitat suficient de mult la primul și la al doilea sezon. Eu am tot zis și în acolo. Scuze, în primul sezon m-am uitat, da, al doilea, nu doar finalul. De asta, că te-ai obținut că n-ai mers în al doilea sezon. Într-o anumită măsură îl cunosc pe Gianni și știu cum lucrează el. Dacă i-ai fi spus, sunt sigur că dacă i-ai fi spus, băi Gianni, lasă-mă puțin, lucrează altfel cu mine, că nu mă pierd. Da, sunt sigur că ar fi schimbat strategia. De ce nu i-ai zis? Timpul e atât de scurt acolo, chiar dacă părul vizionare. Spun eu că el te-ar fi înțeles foarte bine. Știu. Da, nu știu. Uite, chiar îmi pare rău că nu ai vorbit cu Gianni, pentru că eu am văzut că el s-a apropiat în ultimul timp de echipă și chiar mă gândeam când or fi făcut și uite că tot avem o războinică alături de noi, vreau să întreb dacă repetau acel dans al victoriei, pentru că i-am văzut destul de bine pregătiți pe dans după ce au câștigat niște probe atât cu eliminarea. Nu l-am repetat. Adică acel amestec de haka și de dansul 300 al lui Gianni. Atât a fost. Nu l-am repetat. Dar nu aveți timp, nu aveți când să-l puneți în practică. Asta era problema. Cum îl simțeai tu pe Gianni? A fost perioada aia mai puțin fasta voastră. Cum îl simțeai pe Gianni? Că am văzut că era consumat cumva, se consuma foarte tare. Ce simțeai din partea lui? Da, simțeam că e dezamăgit de noi și de asta tocmai mi-era frică să nu-l mai dezamăgesc și eu și să aduc puncte și puneam așa presiune și am... Crezi că asta a fost motivul pentru care tu acum ești acasă? Crezi că dacă ar fi fost altele datele problemei, încă mai erai acolo, dacă n-ar fi fost Gianni acolo? Hai, fii sinceră cu tine. Acum poți să ne spui. S-a terminat concursul. Gianni este în Dominicană, deci nu pentru tine s-a terminat concursul, din păcate. Păi, dacă îi spuneam să schimbe strategia cu mine, probabil... Îți spun eu că ar fi făcut-o, ar fi schimbat-o. Da, probabil încă eram în concurs, dar nu i-a zis. Nu i-a zis, în concluzie a ieșit oarecum și din cauza lui Gianni, din declarațiile... Nu neapărat că am ieșit din cauza lui, nu știu. Am ieșit din cauza mea, că n-am știut cum să mă mobilizez, adică, da, nu era vina nimănui. Da. Până la urmă e o chestie de psihică, așa cum spuneam la Exatlon și voi știți cel mai bine, mult mai bine decât mine, eu sunt doar la partea asta declarativă. Psihicul contează foarte mult la Exatlon și dacă nu reușești să fii stăpân pe situație... Da, mă, dar cum de n-ați ieșit voi de la baraca aia, că m-am enervat acum? De ce n-ați ieșit și voi odată când... Pun toată nădejdea în voi și nu știu, poate tot încrederea și stați acolo ca șobolan din la baraca, în loc să ieși și voi să vă afirmați, să vă... Poate au norocul să iasă. Nu există poate norocul, trebuie să tragi un pic mai mult de tine, că acum mi-am o să aminte și m-am enervat. Acum și... eu sunt sigur că e momentul lor și o să câștige jocul. Au câștigat astea două consecutiv și... Păi da. Și nu când erați de casă... cu eu și voi cum arată vila? Când e de casă... Așa puțin mexicani, au stat o lună jumate la baraca. Ne imaginam și atât. Cum vă imaginați? Nu știu, pur și simplu. V-ați așteptat ca baraca să fie la fel cum a fost primul sezon? Că aici că n-ai văzut al doilea sezon. Știi? Da, mă așteptam să fie ceva așa super nasol. Deci cum ar fi, vă place. E chiar peste așteptările voastre și e ok. Da, mai puțin paturile, dar e ok. Stai cu minte că n-ai dormit pe jos să vezi cum e. Da. Am dormit și pe jos. Da. Păi cum? Păi cum, ne-am lăsat teama și am dormit pe jos. Păi poate era mai bine pe jos. Pentru unii da, pentru alții sunt cum e. N-am apucat să, până acum nu l-am avut invitat pe Ovidiu și o să te întreb pe tine. Ce s-a întâmplat în duelul cu Alex? De ce a pierdut? Păi, nu știu să întrebați pe el asta, adică...
Alex a tras poate mai mult de el, deși avea glezna, îl durea glezna, a tras mai mult de el. Și... ce s-a întâmplat cu Ovidiu? Că a fost foarte bine până în momentul ăla și la duel, pac, alt Ovidiu, alt sportiv, altceva. Toată lumea a crezut că el a vrut să plece, că a fost îndepărtat de echipă. Și noi am crezut asta, pentru că vedeam un alt Ovidiu de pe margine. Cred că a fost un pic dezamăgit de ceea ce s-a întâmplat acolo și s-a supărat. El știe ce a simțit. Și pe ce s-a întâmplat acolo. Da, așa s-a văzut. Apropo de supărare și vorbeam despre discuții despre fetele din competiție. Uite, Andreea Maier spune, Nicoleta, apropo de discuția pe care am avut-o despre Nicoleta și despre Andreea Arsine, spune, Nicoleta este foarte rea, invidioasă, are ceva cu Andreea Arsine, probabil fiindcă este mai bună decât ea. Înțeleg că este cine un concurs. Cine spune asta? Uite, Andreea Maier, înțeleg că este un concurs, dar răutatea Nicoletei a depășit orice limită. Bun, stai puțin, o să le spun eu. Tuturor. Am vrut să aducem discuția aici pentru că și voi ați fost acolo și Ana Maria și poate să îi răspundă doamnei la întrebare. O să îi răspund eu și dacă se poate, Ana Maria poate să-mi confirme. După fiecare punct pe care Andreea Arsine îl câștigă, reproșează, le atacă pe celelalte, le spune cuvinte urâte, urât. Da. Le adresează cuvinte urâte, le spune plecați acasă, dați drumul la coteț, da, te-am bătut. Prinde tu pe om, apelative, interjecții, precum marș, chestii de genul ăsta. Deci astea se întâmplau cu mult înainte ca Nicoleta să reacționeze. Exact. Bun. Și tocmai acum... Uite, sunt lucruri care sunt confirmate. Deci cum luăm, cum facem chestia asta? Nicoleta e invidioasă? Când oamenii văd din exterior și este normal, da, să... Păi trebuie să înțeleagă, dacă chiar să uită și chiar vor să analizeze, să vadă adevărul, să se uite și la Andreea Arsine, să vadă... Așa v-a spus? Vi s-a adresat cu marș? Cu, da, la fasole și chestii de genul. Marș și... la fasole? Nu. Păi când un concurent... La fasole ne-a spus când am avut ultima oară ștafeta mixtă cu Gabi și am pierdut. Și eu am bătut-o pe ea, cred că o dată sau de două ori. Și s-a ofticat și a zis data viitoare când mă prinde pe traseu, îmi sparge dinții. Păi cum se zice așa ceva? Adică... Și am tăcut și am spus nimic. Bun, păi un asemenea personaj trebuie să le intimidezi și trebuie să intri mai tare în el. Să-i spui, lasă că te prind data viitoare și te bat. Bine, te bat pe traseu, te bat acolo. Și după, na, când au câștigat ei, au zis la fasole cu voi sau ceva de genul. Da, bine, ei sunt pentru că sunt pe val. Nu cred că sunt pe val, că dacă mergem... Bă, Alex, trebuie să mergem noi doi, că dacă m-ai enervat... Adică acum și merg. Ce prezentați în Republica Dominicană? Mamă, că dacă îi mănânc cu jar. Păi nu vor să le vadă, pentru că sunt, automat sunt două tabere. Unii care țin cu faimoși și unii care țin cu războinicii. Dacă empatizezi cu războinicii, nu o să zic niciodată că ia uite ce a făcut... Corect, da, și asta. O să-l vezi pe al tău tot timpul. Dar de acolo conflictul a plecat de la Andreea Arsine. A existat momente în emisiunea asta în care am spus, da, Andreea Arsine e cea mai bună în momentul de față, e cea mai în formă de la fete. Dar din punctul ăsta, ca și caracter și reacții psihice, foarte, foarte urât, adică se pierde foarte repede și erupe în chestii de genul ăsta. Da, este adică părerea ta, când pierzi un punct, oamenii când pierzi un punct, diferit. Nu poți să te abții și să transform chestia asta într-un lucru constructiv. Da, am pierdut, trebuie să văd cum nu o să mai pierd data viitoare. Dar poate când... fi un război psihologic. Da, și, unii așa reacționează, unii așa construiesc. Da, asta e o slăbiciune. Corect, e o slăbiciune. E slăbiciune. Și nu e bine să o arăți, dar... Na. E, uite așa, așa, că așa era și Gianni în stai prima puțin. Dacă aș fi în locul unora acolo și ar trebui să iau atitudine, aș putea să mizez pe lucrul ăsta. Și aș putea să folosesc unele fete în concurs la un final sau care la un traseu. Care îți mai bun ca nici să le mai mult ca să... Da, să le pun să joace în momente cheie și să o bată. Și în momentul ăla să-i răspundă la fel. Să-i facă la fel, dar bine, controlat, ca să o destabilizeze. Și nu o să mai fie cea mai bună. Eu cred că după meciurile de luni și de marți, lucrurile s-au mai schimbat și pentru ea. Am văzut că a suferit foarte mult în urma înfrângerilor. Să o salutăm și pe Ioana Ghena.
Și să le spunem oamenilor de acasă care ne întreabă foarte mult pe această temă. Corina Vasile mă întreabă și sunt și alții, dar este prima care a abordat acest subiect. Dacă vor fi schimbați cei doi antrenori, deocamdată nu știm. Știm că ei vor rămâne în competiție până la sfârșit, dar lucrurile n-au în acest cum să show... Fie antrenori, n-au cum să fie schimbați. Hai să râzi, dar și sunt cluburi de aici de la noi din țară care schimbă antrenorul nu se poate, nu. De trei ori pe sezon. Dar trebuie să ai și un patron acolo care să schimbă. Este un patron, este un patron, nu păi ce da, să da, fie. Da, da, e o păi diferență. Dacă, ce diferență e o diferență. Doar e, să... E o diferență mare. Hai, la exatlon vine antrenorul, rămâne până la sfârșit. Corect, dar dacă, de exemplu, ceva, antrenorul nu dă randament și câștigă, nu câștigă echipa de 5-6 ori deja, la, îi, atunci nu știu când cât, te duci la o echipă exact. Și are un antrenor, știi foarte bine cu cine lucrezi. Adică îți alegi omul cu care lucrezi. La exatul nu prea așa. Întâi te înscrii în concurs și după aia ți-apară antrenorul. Da, și în astealte, în divizia și în alte competiții. Și dacă nu dă randament cu un antrenor, nu că nu-i bun antrenorul, poate nu sunt pe aceeași unde. Nu, antrenorii nu schimbă. Să fie schimbați. Eu zic că bine, poate jucătorii pot schimba antrenorii. Eu zic că nu se știe ce și la fotbal se mai întâmplă. Ce se întâmplă și se face surpriză. Nu știm surpriză. Nimic pentru că după câte poate și exact, nu este un show imprevizibil, cu reguli imprevizibile. Corect. Și niciodată nu se poate ști, deci nu și nu deținem. Și regulile încă sunt scrise. Da, adevărul însă fiecare scrie mai aș vrea regulile să acolo. Mai, exact, exact. Aș mai vrea pe să genunchi atunci ceva. Sunt oameni care spun așa, care spun că strategia războinicilor este greșită, că în mod normal ar trebui să câștige jocurile de casă și să le piardă pe cele de eliminare. Cine pentru spune a asta? Putea, uite, Nicol Florian spune lucrul ăsta, că cel mai bine ar fi să se găsească o altă strategie la războinici, pentru că dacă pierzi jocurile de eliminare e mai în regulă, că îți trimiți acasă jucătorii mai slabi. Și ar fi mai bine să se canalizeze atenția mai mult spre jocurile acestea de vilă, ca să aibă și niște condiții. E și asta o strategie, dar nu cred că e o chestie de decizie. Adică nu alegi la ce jocuri să fii mai bun și mai puțin bun. Poate ești mai concentrat la unele meciuri și la altele nu. Voi da, nu erați așa la panoul cu bani, erați mai concentrați la... Ciprian, zi! Deci, fii atent. La jocurile care erau importante, noi câștigam că vreau să câștigăm. La care nu erau importante, nu câștigam pentru că chiar nu vreau să câștigăm. Nu, vorbesc prostii. Nu, dar așa se nimerea, ca noi să câștigăm cele de vilă, cele de, nu știu, premiu special. Vezi, se nimerea. Crede-mă că-ți mai faci norocul. Crede-mă că și eu am fost acolo și Alex și mai știm unele de dedesubturi, dar îți mai faci norocul, știi, și nimeritul ăsta. Ba, na, am mai avut noroc la eliminări, am mai avut noroc la vilă. La vilă am avut foarte mare noroc, că nu, asta am vrut. Asta ați vrut și ați putut, pentru că ați avut o echipă foarte bună și așa este, sezoanele sunt diferite, deocamdată în acest moment, deocamdată, așa cum spuneam. Da, și de asta mi-este tare ciudă că sunt diferite. De exemplu, noi am avut doar două premii de 5.000 de euro și unul a fost un vilă pe undeva pe aproape și celălalt ne-am dus și am venit, nu ne-am prea păi bucurat. Păi cum ați cheltuit atâția bani? Păi, na, bine, bravo. Păi ce ați cheltuit, mă, 5.000 păi de euro? Păi nu ne-o dat în mână fizică, dacă ne dădea în mână fizică, cum le dădea acum, cum le dau lor, păi nu știu cât a fost premiul. Păi nu le mai dă. Păi nu, dar sunt altele, de la un sezon la altul, sunt alte și-ți premii. Și-ți dă premiul ăla, cât ați câștigat? 5.000. 5.000 și l-au împărțit. Păi vii, nu să duc. Stai, mă, puțin, zi-mi ce ai făcut cu aia, ce ați făcut. Păi ne-am dus și am mâncat eclere și ce știu ce să mai dus, că eram și mulți. Stai, mă, puțin, 5.000 de dolari, poate. Așa am zis și noi. Bă, stai că undeva nu... Nu dă bine, na, și voi, s-au dus... Voi ne ascundeți ceva, mă? Nu, asta ce-ați făcut cu bani? Păi de asta, că nici noi nu știm ce-am făcut cu ei, că atât i-am tot numărat, că nu i-am mai găsit. Că s-au terminat prea repede. Uite, bă, dacă noi am atacat antrenorii sau... Mă rog, am vorbit despre Gianni, că poate în unele situații nu este atât de bun pentru echipă. Sunt persoane care spun contrariu, Cami Giulia spune cam așa. Sper să nu plece Gianni, pentru că pentru el se uită foarte multă lume. Anuța Faguri spune Alin și Vladimir, cei mai buni, numărul 1. Dana Mioara are părerea dânsei, este că Gianni le vine mănușă la războinici. Că nu vor ei să priceapă jocul ăsta, este că ține cu faimoșii.
cumva să intre Gianni să joace în locul lor? Mie mi s-a părut că Gianni s-a schimbat în ultimele zile. Vouă nu vi s-a părut așa? A fost mai tăcut la ultimul joc. Am să fac și eu chestia asta. Da, din cauza că ai plecat. Noroc că ai plecat. Cred că da. Mi s-a părut mai calm și că a comunicat mai mult cu echipa și chiar i-a ajutat foarte mult pe jucători. Da. Ana l-a agitat. Ana l-a agitat. Senzațional. Ana, Maria l-a agitat pe Gianni. Gianni n-are răbdare cu, cum să zicem, cu eșecul. N-are răbdare și imediat când cineva pierde un punct, imediat îi aduce reproșuri. Bă, cum poți să dai, mă, așa? Își face cruce. Dita mai cruce. Ai văzut? Doamne, nu pot să cred. Doamne, băi, băiatule, trezește-te. Bine, și uite, aici s-ar putea să fie un lucru bun sau un lucru mai puțin bun. Poate să te responsabilizezi. Dacă tu ești responsabil de ce faci și de ce vrei tu, de mersul tău mai departe în exatlon, reacționezi bine și iei atitudine și atunci când ajungi la final, le dai pe toate. Dar dacă e mai așa, când la sfârșit îți mai rămâne una și simți presiunea, responsabilitatea, o simți prea mare și știi că nu poți să o duci și ratezi. Nu știu dacă voi ați observat, dar eu în momentul când eram în competiție acolo, mai aveam pe câte unul care lătra așa tare, știi? Și zicea, nu mai știu, și hai, de la... dă-ne un exemplu, zi. Și Ionuț, și așa? Oricare, care era Doru, Iulian, Alin, care eram, nu contează. Și în momentul, sau o fată, dacă zbirea la mine, mă întorceam la ei și bă, șt, gura, că mă concentrez aici. Deci fiecare reacționează și majoritatea nu dau, nu reacționează bine la presiune. Adică, bă, acolo îți trebuie calmitate, îți trebuie relaxare, îți trebuie limpeditate în gândire. Dacă Tore, unul oricare ar fi el în spate, că e antrenor, neantrenor, de exemplu, cu Ionuț am avut o chestie de genul, bă, lasă-mă. Și Ionuț în felul lui, a fost cel mai smart antrenor. Adică, el a venit și zis, bă, frate, iartă-mă dacă ți-am zis sau nu ți-am zis într-un mod. Bă, nu mi-ai zis, dar când e acolo și trebuie să dau, nu zbiera, că e ca și cum tu te concentrezi și te zbiera cineva și ce să mai peci, să prinzi. Știi, deci... Da, să înțeleg că agitat. Ionuț se mula foarte bine da. Pe jucătorii din da, pentru că, știți... A fost un antrenor foarte bun? Da. Dovadă că doi războinici au fost în finală. Da, au fost patru. Da, bine, finala mare. Da, a fost un antrenor care s-a mulat foarte bine. Deci nu știu dacă a fost foarte bun, dar s-a mulat foarte bine. Când au venit și cei doi antrenori la noi, Gianni și cu Ionuț, eu am fost întrebat tot așa de Cosmin, ce părere avem și ce, și am fost foarte încântat și am apreciat faptul că l-avem pe cel mai bun jucător din punctul meu de vedere, era cel mai rapid și cel mai motivat în primul sezon, cel puțin așa l-am văzut atunci și am zis mă bucur că l-avem pe cel mai bun jucător din primul sezon și la care Gianni mi-a zis alo, cel mai bun a fost Vladimir, că el a câștigat. Bă, deci aici nu numai ca să fii bun, cum să spun eu, fizic, adică el a fost smart. Vladimir. Vladimir a fost un jucător inteligent. Cu toate aturile aia și aia. Ionuț a fost un jucător impulsiv pe de-o parte, dar totuși foarte, foarte pătimaș în privința jocului. Dar el nu le gândea ca să fie, bă, dacă las un pic mai încet și ajunge ăla, lasă precipită că mă vede că vin din urmă. Niște avantaje care le ai pe traseu și da, competiția, știi foarte bine, competiția nu stă numai în ce faci în minutul ăla pe traseu. Exact, și la atunci tu trebuie să vezi tot concursul jocul smart. E și pe asta îl vedeam non-stop, exact, nu e un concurs non-stop, adică tu nu poți să fii doar un concurent pentru traseu, tu trebuie să fii un concurent complex. Exact. Și de asta e foarte greu să stabilești, să determini dacă, bă, ăsta e cel mai bun, ăsta e cel mai bun. Pentru că ăla e un concurs de când începi și din prima are zi până fiecare are momentul lui și trebuie să profiți de acel moment să ți-l fructifici, că e momentul când nu trebuie să fii foarte rapid, e momentul când trebuie să fii foarte smart. Da, dar uite, sunt păreri și păreri. Tu spui că Ionuț era cel mai bun în competiție. Sunt foarte mulți care cel puțin despre așa l-am văzut Vladimir, ca și viteză, care a fost cel mai ca bun și viteză în competiție, era. Alții despre Ștefan, care ar fi fost foarte bun, despre Alex, că și el a fost foarte bun doar acea semifinală, pentru că atunci s-a jucat pe semifinală. A fost o chestiune de noroc până la urmă, pentru a ajunge în finală. Finala a fost pe voturi, a fost oarecum diferită, oamenii de acasă au votat. Și oricum n-au fost mulțumiți oamenii, că așa sunt oamenii, păi, de obicei. Oamenii nu sunt mulțumiți, știi? Niciodată, pentru că este normal când pui atât de multă patimă într-un joc de genul ăsta. Și dacă nu învinge favoritul tău, să te gândești că lucrurile poate nu sunt în regulă, dar...
atunci, în ziua finalei, fanii lui Vladimir s-au mobilizat mai mult poate decât fanii lui Ionuț și uite, l-au desemnat câștigător. Părerea mea că Vladimir avea fani. Avea foarte mulți deci fani. Vladimir a venit în competiție cu fani deja. Vladimir era cunoscut, aici era diferența. Da, dar Exatlonul face vedete. Corect, Ionuț nu era, păi Ionuț nu era cunoscut. Da, nu, dar a devenit cunoscut și a fost foarte iubit în competiție. La sfârșit, a fost de partea noastră. Adică noi aveam decizia clar, noi puteam să trecem trofeul în tabăra noastră, dar nu ne-am înțeles, așa că am scăpat trofeul printre degete. Noi puteam să ne înțelegem, să facem o înțelegere încât să ne concentrăm pe semifinală, să-l scoatem pe Vladimir afară și orice se întâmpla mai departe era trofeul nostru și împărțeam toți după cum credeam noi, doar că nu ne-am înțeles. Deci nu poți să spui. Că fiecare în parte că este foarte bun. E greu să spui, eu nu pot să spun asta, dar eu ți-am zis exact cum a fost. Da. E greu să spui ce concurent, care e cel mai bun din competiție. Dacă pot să pun lucrurile din alt punct de vedere, pot să spun că, uite, a fost un concurs pe nominalizări și pe eliminări. Eu am avut o singură dată moment în care am fost nominalizat față de alții care au fost nominalizați de cel puțin 3 ori. Da, și au rămas în competiție, dar sunt concurenți, trebuia să vă nominalizați, să găsiți o soluție, să faceți o strategie și să rămâneți în finală și toți sau în semifinală și toată lumea să fie mulțumită. Dar sezonul 2, dacă stau să mă gândesc, s-a făcut așa o strategie sau, mă rog, războinici au fost mai buni și au ajuns în finală. Ultimii 4 războinici, dar nu s-au înțeles deloc la final. La deci, final și după final. La final și după final. Adică oricum mai dau, niciodată nu-i bine, nu-i corect. Bine. Da. Nu e bine, Alex. Sunt concurenți, există concurenți care datorită lor poți să ajungi și departe în concurs. Adică modul în care psihologic un om te poate ajuta pentru concursul ăsta îți poate da un avans sau te poate trage înapoi. Chiar și un om din tabăra ta. Adică nu poți să spui, da, poți să zici, ăsta e din punct de vedere al jocurilor. Mamă, ce bun a fost, foarte rapid și a luat multe puncte. Dacă e să tragem, într-o ierarhie acolo la final, în primul sezon, n-am analizat din punct de vedere al punctelor sezonul 2 sau sezonul 3. Dar atunci când am tras linie, în sezonul 1, e o mare surpriză dacă vă uitați la clasament, pe puncte. Cum au fost chiar clasamentele pe punte? Chiar scurios și la al doilea sezon, dar nimeni nu ne-a zis. Cine a fost pe primul loc? Pe primul loc a fost Ionuț. Pe locul 2? La diferență de, cred că, 10 puncte, maxim, 10 puncte, a fost Vladimir. Da, locul 2. Mai departe, între mine și Vladimir, cred că erau 2 sau 3 puncte, sau chiar mai puțin, pentru că n-am mai numărat în ultimul sau în ultimele jocuri de protecție, în care eu n-am mai pierdut niciun joc. Deci eu eram al treilea. Al treilea? Ștefan? Pe locul 4, surprinzător. Bine, nu mai știu exact. Știu că astea erau primele 3 locuri. Și tu durul pe tine, că după tine s-a tras linie. Dar normal, pe tine nu te-ar interesa tot la fel? Păi, da și nu, aș vrea să știu rivalul pe unde era. Știi, care să ține egal cu mine, dar de fapt nu egal cu mine. Cu Michelin. Adică era undeva departe, da? Păi nu, sunt convins că nu-l interesează pe cel ochim. Cum îl chemam pe ăsta, pe ultim. Nu te interesează de ultim, dar gen da, altul bine. Care era aproape în ceapă aici. Probabil supra, Ștefan ceapă, sau chiar și Casacu a fost foarte bun în competiție. Sau da, Giannis. Ce îi cântăm lui Alex că a fost pe locul 3? Nu, trebuie să știe tot românul că Alex e numărul 1. La obi și la femei, Alex e bun la tot ce vrei. Da, așa, bun, bravo. Mulțumesc, Ciprian. Da, da, dă-i debut. Uite, Vasilica Rușanu îi spune Ana Marie că e o războinică adevărată și te felicită. Sunt persoane care iar vorbesc despre Vladimir, că a fost cel mai constant concurent pe tot parcursul jocului. Vezi, lumea a văzut lucrurile diferit. Este vorba despre Andreea Maier, nu o să-i citesc tot mesajul, am citit doar începutul. Amalia Boldi spune cam așa, consider că în locul Anei Maria Stamen trebuia să fi fost Ana Cazan, că ea nu este bună deloc. Tu cum o vezi? Nici o altă Ana? Nebunesc, sunteți atât de Ana, tot și tot Ana Maria, nu?
da, dacă mă înșel. De mine. Dacă, deci la următorul sezon o să cer la canal de să-ți caute un Ana. Păi dacă... Să, ori... să bage la băieți un Ana ceva. Ar trebui că... să cânti o poate Ana cu nume de familie. Deci ți s-a părut slabă Ana Kazan sau mai slabă decât tine? Nimeni nu s-a părut mai slab decât mine. Pur și simplu, tu păsirești după noroc și cât îți impuneai tu acolo, cât perseverai, ambiții, orgoliu, nu știu, toate la un loc. Nu a fost nici mai bună, vreau nici mai slabă decât tine, nu-i așa? Cu toată echipa, după cum observ, că și ne-am făcut același lucru când am venit de acolo, am fost foarte diplomați și n-am încercat să deranjăm pe nimeni. Dar poți să fii un pic mai... Păi, mai la subiect. Da sau nu? Jocul ăsta, adică... jocul ăsta pur și simplu nu trebuie... E ca și o creație a ta. Bă, sunt implicat în jocul ăsta. Adică te vezi sau nu te vezi mai bună decât Ana? Nu răspund. Da sau nu? Nu. Tot jucăm cu Pupurlica. Îmi vine vorba. Deci te vezi sau nu te vezi mai bună? E ca și cum, bă, mă văd mai grasă decât celelalte două ani. Sau mă văd mai slabă decât celelalte două ani. Sau mă văd mai... Cum te vezi? Mai slabă sau mai grasă? Mai frumoasă. Asta frumoasă este adevărat. Ești. Ana știi, este deci... chiar o concurentă foarte frumoasă. Da. Uite, sunt oameni care au ascultat ce ai spus tu, clasamentul, Alex, și Cristian Marius spune așa, îl salutăm, bineînțeles, în primul rând, și spune, Alex nu a fost rapid, dar a fost bun, a fost punct ochit, punct lovit, cel mai strateg concurent. Și te-ai confruntat și psihic cu cei din competiție și de aceea bine, ai asta fost e un competitor bun. Asta e lipsit de orice comentarii. Se știe foarte așa bine e. Că pe planul ăsta eu am fost singurul care m-am duelat psihic, am dus duelul psihologic cu toți din echipa cealaltă. Asta se știe foarte bine. Nu mulți trebuie ne întreabă și de Gianni pe ce loc a fost. Tu știi pe ce loc a fost Gianni? Nu știu pe ce loc a fost Gianni. Uite că este... Dar și noi de altfel aveam tot așa o ierarhie. Păi care ne știam... ierarhie? Nu, care ne știam noi, dar eu eram curios de Ana să da. Știu dacă e înainte uneori, la Ana sau după Ana. Uneori e foarte ușor ca unul să țină piept echipei adverse și să-i țină la, din punct de vedere psihologic la distanță și tu să stai bine mersi din spate și doar să te concentrezi pe joc. Și da. Altul să se concentreze și la joc, și la echipa cealaltă, și la strategie, și la ce mănânci când ajungi acasă, și la unde stai, și da, la ziua sau... de mâine. Da, a fost un sezon diferit. Păi da, dar de asta spun, concursul ăsta nu ține numai de traseu. Așa e. Ține de mai multe lucruri. Voi ce mâncați? Apropo, voi ce mâncați? Ce a zis frumos în Dominicană, că noi n-am prea văzut. Păi când câștigam jocurile de hotel, avem ce să vedem. Ai fost la aia cu Tirolena? Te-ai căzut? N-ai prins? Nu, ea n-a prins. Nu, dar ce mâncați voi acolo? Pentru că cei din primul sezon nu mâncau mai nimic. Voi ce mâncați? Mai ales că stăteam ca cabana aia. Ai mâncat șarpe? Am gustat. Fii sinceră. Am gustat și e nașpa, are gust de pui cu pește. Da, deci ori pește, ori pui. Deci, da. Și noi am găsit broasca aia uscată și am... Gabi aproape l-a mâncat pe tot. Cine? Mi-a plăcut foarte mult. Gabi. Da, același lucru, bine. Ca și tine, doar sunteți frați, da? Mâncăm orice chestie. Mâncați orice. Tu, dar ce vă aducea să mâncați? Orez, am mâncat, am zis că pentru toată viața. Știu că femeile nu prea mănâncă orez. Cum faceți, le dădeți la băieți orezul? Da, împărțeam, depinde, nu știu. Și ce vă dădeau la schimb? Sau nu mai dădeau nimic? Șarpe. Super. Șarpe. Carne. Sau bufniță. Bufniță am mâncat. Lăsați fata să vorbească, spune ce mâncați. Orez, fructe. Nu știu, depinde. Nu știu fructe? De, da, de unde aveați voi fructe? Că noi n-am avut fructe... Am mâncat și cocos. De unde? Din pom. Cine curăța cocosul apoi? Că ne-l aveam pe Gabi. Care era pe... Nu Gabi, Ovidiu, Mihai și Gabi se chinuia acolo, da. Se chinuia. I-am zis eu ceva. Să nu-ți bagi degetele mele. Este un pic mai permisiv și sunt mai multe condiții în da, am văzut, au spa, ce pe condiții? Că nu zicem cu... Cum? N-au condiții mai ce bune, au premii mai interesante. Și la ei au fost condiții mult mai bune, au nu se compară. Cu paturile a briciu. Stai un puțin, nu se compară cu sezonul 1. De, nu poți să dormi, nu-l lați, da, un lați, nu. Veneam, dar în primul veneam sezon de la joc, ei dormeau pe jos. Veneam de la joc din primul sezon și când pierdeam jocurile de mâncare și, sau alte, și... alte premii, băi, stai puțin. Te întorceai, plecam dimineața, mâncam puțin orez.
mă întorceam și muream de foame, trebuia să mă duc să iau nuci de cocos. Da. Trebuia să-mi fac provizii. Deci, eu... de asta zic, trebuia să... Da, puțin. Și cine voi... se gândește la astea? Și cine voi... face asta? Corect. Cine aduce de mâncare? Păi... cine pregătește tot? Păi cine e Tarzan din ceată? Nu neapărat Tarzan. Și la noi era aceeași problemă, că se punea mâncarea pe masă dimineața și seara, că două mese da. Și la unii și la toți am fost așa, numai că unii mâncau ca nebunii. Ideea acolo, cum ai zis și tu, nu e numai competiția atunci când mergi pe traseu. Tu trebuie să știi să-ți dozezi toată energia și toată gândirea și tot. De exemplu, eu din orezul ăla care l-aveam nenorocit, orele... Îți mai și opreai? Păi mă opream. Jur dacă te mint, din prima zi am explicat și la Pâtea, că el se uita la Alin, că Alin era mare. Mânca Alin, mâncața de la toate mesele. Iulian, hop și el, că să mânci să fie mâncat. Bă, prieten, dai în bulimie, ești nebun, ce n-ai bai, că tu ești jumate cât ăla. Și trebuie să ții, deci problema nu era cât să mănânci, că tu aveai tâmpenea în cap că nu mai mâncare. Păi seara să dea mâncare, deci n-aveam stresul, deci tu trebuie să vezi tot ce rău, să-l vezi bine, că asta e șmecheria. Eu aveam, deci eu mă autostimulam, să zic așa, cu ideea, bă, nu trebuie să muncesc, să mă duc să fac cumpărături, nu trebuie să spăl, nu trebuie să fac... Vinea mâncarea. Pam, vinea mâncarea. Dacă erai smart, îți țineai mâncare pentru... că oricum nu consumam energie. Oricum era energia consumată doar pe traseu, în rest... îmi consumam energie că eu le-am, că trebuie să-l accept sau invers, să mă accepte el pe mine sau altul sau alta. Dar în rest, tu trebuie să știi acolo să-ți dozezi toată mâncarea toate... și energia și prostia exact. Și să erau zile după o perioadă în care nu mai vreau să-i aud pe niciunii sau ei să nu mai mă audă pe mine și fiecare să zicea în mama zmeului, să oxigena și să relaxa singur, să stea cald. Dar asta a fost și acolo la voi, voi aveați ocean. Păi când am stat 18 zile, frate, și am văzut numai boscheții acum stau și ei de altfel, e egal cu... Așa e, să intri în pădure, putea să intri pe acolo. Da, ce bă, e ce să intri în pădure? Că te mâncă șerpii, că te scarpi în două zile, te scarpi de la iarba aia, că n-ai condiții să te speli, ne spălam cu petul ăla de la tăiat de gură și sturnaia pe-n cap. Așa era, avantajul că era cald. Era multe urzici. Era urzici. Chiar în aia, numai când intrai prin porumb, când eram copil, intrai în porumb, te scărpinai două zile dacă nu te speli. Păi Iulian a stat acolo 18 zile, de-aia de era să-l bat dacă nu se spăla. Spală-te naibii că trag muștele la tine. Știi, deci îți avantaj și dezavantaj. Aveați oceanul acolo când erai în ocean, deci creează un confort psihic care tu l-ai și îl vezi. Da, da, uite, aici e tot o chestie mentală. Pentru că voi luați în comparație cu ce a fost în sezonul 1. Noi neavând nicio comparație, noi nu puteam să zicem, băi, ce bine că avem oceanul, că există... Voi n-ați fost inspirați să mănâncă șoareci? Cum să mănânc șoareci? Eu, păi uite, în astea să mănâncă șoareci. Eu mâncam șerpele? Nu, cum da. Nu le-au fost foame, cum păi, ca și bumbuța. Le era foame, mâncau orice. Păi, stai puțin. Deci, eu vreau să subliniez chestia asta. Noi nu știam că, bă, pot exista condiții mai rele. Pentru că aveam oceanul. Nu era, păi era bă, asta era și atât. Nu te uita pe stradă să vezi pe ăștia, pe băștinași cum erau săraci, șapte pe motor și fot pe aici și... Știu foarte bine și cum era. Două zile un umor pe stradă. Deci știm, eu de aia tot timpul ziceam, bă, păi noi avem aur. Nu mă stresam că ăla n-avea ce mânca, ăla fierbea tot picioară de găină. Ei mâncau picioarele, ghearele alea, nu, și noi nu noi aveam orez. Aveam ureza, alb, nu cumva să văd un bom negru. Era chiar bun. A fost bine, adică... mi-a plăcut două luni, am stat pe muca. Este. Am mai venit, zici că am fost la căpșuni în Spania. A fost foarte bine, uite. Fără albite, fără nimic. Ce spanac. Apropo de ce-am vorbit la începutul emisiunii despre evenimentele astea umanitare, sunt oameni care ne scriu, Alexandra Popescu, și să sperăm că putem să fim aici. Este un eveniment caritabil în Parcul Iore pe 16 martie. Și ar fi o onoare să participe eroii de la Exatlon, așa că poate ne rodăm această zi, nu mă simt erou, dar dacă de 16 martie și poate o să venim să ne dați mai multe detalii ca să știm despre ce este vorba. Și mulți vorbesc despre cei care vor câștiga, deci foarte mulți mizează pe Gabi și pe Mihai Berar. Spun că ei sunt cei mai buni de eu la nu știu ce zic, eu zic că câștig o fată. Și Ioan și de data asta. De la... Păi o să câștige, păi o să câștige și o fată, o să câștige și un băiat, pentru că regulile s-au schimbat anul acesta. Păi și... un an băiat, un an ăștia în roșu, un an ăștia în albaștru. Nu, dar poate să câștige o războinică la fete și un... Fai nu trebuie să fie. Nu e bine ce facem acum.
Nu e de ce nu e bine? Pentru că noi discutăm acum despre un stereotip al modului în care trebuie să câștige. Și după aia lumea se crede că, că sunt făcute pentru așa. Nu e adevărat. Sunt regii, da. Nu e adevărat. Oricum mie îmi place să țâți lumea și să fie supărată ție-ți place că tu vii o dată aici, mai vii peste o lună. Dar noi... Ce facem? Mai țineți minte acum o lună ce v-am zis că am avut dreptate? Și gata. Da, că ai avut dreptate și gata, ai mai aruncat. Păi da, am aruncat. Vă spun eu că... Ce dreptate ai avut acum? Vreau să vă spun, câștigătorul Exatlon în sezonul 3 încă n-a ajuns acolo. De-abia acum urmează să meargă. Așa ca să fie bine. E imposibil. Imposibil? Nu se știe. Dacă merge cum merge la Mexic, de-o venit la băiatul ăla, cum îl cheamă, Ernesto, a mers... La poți să pun și pe 2-3 luni. Aristeo. A mers după 2 luni și când au venit direct la jocul internațional și după ce am aflat că e fratele câștigătorului cu un sezon din urmă. Da, hai să păi spun ce ai mă că ne-o... Păi, ca și fratele mă înțelegi, dacă acum mergea Gabriel la jumatea Exatlonului, mergea Gabriel, era clar că el câștiga, că se știa că și tu. Ca și frate. Nu neapărat pentru că are influență, nu știu, din producție sau chestii aberante care se mai comentează. Dar, ca și frate, ești implicat altfel emoțional în concurs și pe lângă asta ai avantajul că frate tu te ajută mult. Uite, gândește-te la avantajul pe care l-a avut Aristeo. Nici n-a intrat la început. Da. Adică el știa că o să intre, deci a avut foarte mult timp să se antreneze cu frasul. Corect, și el plus, da, stai că Aristeu l-a antrenat pe Ernest. Bine, l-a antrenat la parkour. Păi făceau amândoi parkour, păi ăla când mergea pisica pe traseu ne-a speriat, dar ce ai făcut frate că ăsta zboară pe traseu, fugea ca maimuța. Ce ați făcut, mă? Fugea Iulian de nu. Ăla când a văzut că fuge Iulian ca nebun, a zis, mamă, de unde a apărut ăsta, că el știa că e foarte bun și foarte rapid. Fugeau amândoi ca nebuni, deci era un spectacol fascinant să-i vezi pe amândoi. Fugeau unul de altul. Știi? Da, altceva. Acum e greu să zici că dacă vine unul, o să câștige. Trebuie să vină unul care să știe. E bine să zic, că nu se știe niciodată. Că este imprevizibil Exatlonul. Eu nu fiind cota mare la pariu. Eu nu cred, pun pariu cu Ciprian. La început. Auzi, vezi că te mai pun pariu și ai pierdut și nu te fiind de el. Trebuie să te îmbraci în brocoli. Păi, în brocoli, te-am înțeles că trebuie să te îmbraci. Păi da, dar după aia m-am prezentat la Fan Arena și asta mi-au adus ei. Am spus, băi, dacă nu găsiți aia, găsiți. Deci da, e vina lor. O să vedem și în brocoli până la urmă. Nu. Stai că n-am pus pariu și nu știm pe ce punem pariu, că nu am tupeu să... Noi putem să facem un lei, nu contează. Puteți să faceți orice pariu aici, le să fac onora. Da. Păi uite, la următorul concurs, dacă pierzi, trebuie să vii. Sau nu, dacă îl câștigi, trebuie să ne onorezi cu prezența. Păi și ce pariu faci? Că vine, uite, un jucător nou. Haide și... Haideți să... Ăla va fi câștigătorul. Vezi? Uite. Eu zic că nu se poate. Uite, hai, punem, pare eu zic că poate să vină unul din primul sau din al doilea sezon să intre ca și concurent. N-are cum. Uite, da, ba, da. S-a întâmplat la Turcia. La Turcia a mers câștigătorul ăla de 7 ori sau de 6 ori cât a fost câștigătorul. De 2 ori. De câteva ori a fost ăla. De 2 ori. Și a mers omul 2 ani la rând sau 3 ani la rând. Poate cine știe, uite, merge... Păi da, a intrat la All Stars. Păi nu, că la All Star nu l-a câștigat. A câștigat la simplu și a câștigat All Stars. A câștigat două simple și All Star-ul nu l-a câștigat. A, da, așa e. Ai văzut? Da. Deci a fost de două ori și eu zic că vine acum unul din primul sezon, concurent. Am dat-o. Nu-l ascultați, nu, că ne omoară lumea aici, nu e adevărat. Ba da, ascultați-mă, uite, peste lună când vine. Și Ana, după ce se vindecă, poate intră la All Stars. Da. Deci, până la trebuie urmă, antrenată, Ana. Nu prea trebuie să știe că noi vorbim extrem de liber aici în emisiune și spunem toate lucrurile posibile și imposibile, dar am dat toate amanahele peste cap ce mai zice lumea. Se fac în Republica Dominicană, noi. Cine credeți? Uitați, scriți-ne cine credeți că vine din primul sau din al doilea sezon în competiție și concurează. Da, pe cine vi l-ați dori în competiție și noi o transmitem mai departe, că niciodată nu se știe. Excluzeți-mă pe mine și pe Alex, pentru că noi suntem cei care am aruncat zvonul. Nu, nici de cum. Noi am ști ceva. Am face o regie și să știe ce se întâmplă. Doamne ferește. Deci nu e nimic adevărat. Eu vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de noi în seara aceasta. Atât pe wowbiz.ro cât și pe știrile canalde.ro. A fost așa o premieră să facem pe ambele site-uri, dar acest live a fost ca de obicei și pe Exatlon România și pe canalde.ro. Așa că toți cei care iubesc acest show fenomen în România au fost alături de noi. Eu
sper să vă mai avem aici și pe tine, Ana, și pe tine, Ciprian. Și mă bucur că ați evoluat și aveți studiul frumos. Pentru că tu vii așa cu regiile astea. Da, păi ce rost are. Ca eu oricum... să ne bagi în gura lupului, să creadă lumea că... Vă spun eu că cineva din primul sau din al doilea sezon o să intre în competiție și s-ar putea să și câștige... cel de-al treilea sezon. Uite, oamenii și spun, Cami, Giulia Mădălina și Prezor. Spun. Nu. Bă, uite, Mădălina Prezor, ce Alex? Gianni sau pe Alin? Cum, chiar că acum zici, au avut foarte mari șanse, Mădălina. A venit mai la sfârșit și uite, era să tai acolo, la împărțit. Da, n-a avut timp. Dar până la urmă, asta a fost, n-a fost ea până la capăt, dar eu zic că dacă venea Cristina, Nedelcu. Dacă rămânea. Nu, dacă venea Cristina Nedelcu cum o veni Mădălina, spun eu că și acum era acolo și câștiga și pe al patrulea. Că câștiga și al patrulea sezon. Vreau să vă mulțumesc că ați fost alături de noi, la fel în număr mare. Cu mesajele o să vă răspund după emisiune tuturor. Să știți că nu am să las lucrurile așa, așa cum știți că fac de obicei. Vreau să urmăriți Exatlon sâmbătă, începând cu ora 20. Vor fi, numai pe canal, de vor fi niște episoade absolut interesante și sâmbătă și duminică și luni și marți. Apoi luni de la ora 23:15 Fan Arena, bineînțeles, ne vom întâlni acolo cu Lili Sandu și Iulian Pătea și cu noi. Da? Și cu noi ne vom revedea săptămâna viitoare joi de la ora 18 cu alți invitați. Ionescu Cornelia, așa mă găsiți pe Facebook. Nu Cornelia Ionescu, că m-a mai întrebat lumea. Deci Cornelia, Alex, Ana Maria și Ciprian, puteți intra pe Instagram și pe orice să ne căutați. Iubiți de Sfântul Valentin. Da, și vedeți că o să vină cineva nou.